Aia s-a terminat cu textul ăla, gata? L-ați revizuit? Așa cum ți-am mai spus, te duci acolo cu transfocatorul, ești în plan cu cele două portrete, el și ea. Filmările la Proprietarii de Stele au durat 3 luni. Regizorul Save Știopul a turnat ultimul film în 1985, în perioada în care a refuzat să devină membru de partid. Suntem bucuroși că astăzi terminăm filmul și sperăm să fie un film pentru toate gusturile. Scenariul este semnat de Savel Știopu și Carmen Firan. La loc! Alo! Când îți face el cruce, îți face și mama cruce. E, vezi, eu am... Da, să faci o pauză! Eu am propus, dar... Vă rog, vă mulțumesc! Actrița Heliana Popa, aflată la debut, joacă în rolul principal. Ea este Irina, o ingineră rămasă pe drumuri în urma restructurării, necăsătorită și cu probleme sentimentale. În film, Irina se îndrăgostește de un bărbat fatal, mafiot și excroc, interpretat de Dan Bittman. În cele din urmă, ea găsește un investitor străin, matur, liber și bogat, jucat de actorul francez Pierre-Henri Delon. Suntem în ultima zi de filmare. Ce pot să vă spun, suntem obosiți, dar fericiți. Eu una asta o simt. Alte două vedete, Ștefan Bănică Junior și Monica Angel, întregesc distribuția. Filmul va avea premiera pe marile ecrane în luna septembrie.